După cum ați aflat deja săptămâna trecută, cele două zile de presă ale salonului auto de la Frankfurt au fost epuizante pentru echipa Giurgea și Bratu. A fost atât de mult de muncă, încât veți vedea rezultatele aici, de astăzi și cel puțin până la sfârșitul lui noiembrie, când vom începe să transmitem și de la salonul auto de la LA. Până atunci însă, iată acum trei mașini accesibile prezentate în premieră mondială la Frankfurt. Prima pe listă, Dacia Duster. Dacă ați fost atenți la multitudinea de știri din media românească despre Dacia Duster, probabil că ați aflat deja că are un motor nou și senzor de parcare. Da, dar dincolo de chestiile astea superficiale, noi mai vrem să mai lămurim și alte lucruri. În primul rând, caracterizarea acestei mașini drept noua Dacia Duster este greșită. Această mașină este de fapt un facelift, amplu, ce-i drept, dar un facelift. Platforma tehnică este neschimbată și singura modificare tehnică majoră ține de introducerea motorului pe benzină de 1,2 litri în 3 cilindri cu turbo de 125 de cai putere. În această configurație, Duster va consuma 6 litri de benzină la 100 de km parcurși. Altfel, sistemul ESP este de acum disponibil standard pentru toate versiunile de motorizare. Asta este o veste bună nu doar pentru că siguranța vine pe primul plan, ci și pentru că decizia asta va crește punctajul maxim al mașinii la Euro NCAP, astfel încât mașina să primească 4 stele în loc de cele 3 și jumătate de până acum. Estetic, modificările minore ale exteriorului ne dau și ele dreptate. Nu pot spune că mașina este nouă dacă structura caroseriei rămâne neschimbată. Farurile sunt noi și incorporează lumini de rulare pe timp de zi, iar grila a fost stilizată mai modern. În partea din spate, forma stopurilor rămâne neschimbată, dar desenul lor interior este nou. Și avem și un nou sticker, 4VD pe Hyon. La interior însă, lucrurile se schimbă destul de mult pentru Duster facelift. Aici a fost schimbat tot bordul, care acum are mai multe spații de depozitare, și au fost implementate climatizarea, comenzile și aduce aminte de gama Logan Sandero. Cea mai importantă modificare pentru ergonomie este însă repoziționarea comenzilor pentru geamuri de pe consola centrală pe portiera șoferului. Ca dotări, o veste bună vine din zona de navigație Entertainment, unde sistemul MediaNav, disponibil opțional pentru restul gamei, va fi oferit standard pentru versiunile de top ale lui Duster facelift. Pentru celelalte, desigur, va putea fi comandat din lista de opționale. Mașina va fi disponibilă în România din luna octombrie, iar de pe pagina noastră de Facebook veți putea afla prețurile oficiale imediat ce ele vor fi făcute publice. Dragoș, în standul Skoda avem și noutăți automobilistice. Noua Yeti, adică Skoda Yeti facelift și Rapid Spaceback, versiunea în cinciuși a sedanului de clasă compactă Rapid. La standul Skoda de la Frankfurt a fost aglomerație mare în jurul unui model care se poate dovedi foarte interesant pentru cei care vor o mașină accesibilă și economică. Rapid Spaceback este de fapt primul hatchback veritabil venit de la Skoda. Acum că Octavia a crescut foarte mult în dimensiuni și poate fi poziționat fără probleme în segmentul mediu alături de Passat, în clasa compactă a rămas loc pentru sedanul Rapid, dar și pentru primul hatchback veritabil compact produs de Skoda. Interiorul lui Spaceback este identic desenat cu cel al sedanului, dar este echipat cu un volan sport în trei spițe, iar inserțiile de pe planșa de bord și tapiseria scaunelor sunt noi. Ca o noutate tehnică importantă, Skoda anunță că Spaceback este primul Rapid ce va fi echipat standard cu direcție complet asistată electric. Când va sosi în România la începutul anului viitor, Spaceback va fi disponibil cu 4 motorizări pe benzină și 2 diesel, cu puteri între 75 și 122 de cai. Pentru versiunea ecologică și economică Green Line, Skoda anunță că Rapid Spaceback va avea un consum mediu de doar 3,8 litri de motorină pentru 100 de kilometri. În fine, a treia mașină accesibilă despre care vorbim astăzi a fost prezentată într-o oarecare liniște la salonul auto de la Frankfurt. Este vorba despre un facelift aplicat întregii game Megane, care se remarcă imediat prin partea frontală inspirată de cea a noului Clio. Noua identitate de marcă Renault înseamnă faruri cu design nou, spoiler față desenat mai sportiv și capota motorului schimbată, care include un logo mai mare. Interiorul modelelor 2014 din gama Megane rămâne neschimbat, dar sistemul multimedia R-Link, lansat anul acesta,
va putea fi controlat de acum prin intermediul unui joystick special amplasat pe tunelul median lângă schimbător. Din punct de vedere tehnic, Megane 2014 vine cu două modificări. Prima îl va bucura nu doar pe Bratu, ci și pe orice client care iubește cutiile automate. Motorul în 3 cilindri de 1,2 litri TCE de 130 de cai va putea fi comandat de acum împreună cu transmisia automată cu dublu ambreiaj. În al doilea rând, pentru nivelul de echipare GT este de acum disponibil un motor pe benzină de 220 de cai putere. Vârful de gamă RS rămâne fidel propulsorului său de 265 de cai.